Incident șocant. Un bărbat băut bine a fost îngropat de viu într-un sicriu după ce a leșinat la o ceremonie bizară. Bărbatul ieșise la o bere invitat de un amic. Momentul și mai ciudat a fost atunci când și-a dat seama ce s-a întâmplat cu el. Conform știri de Cluj, un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost invitat de un partener să bea câteva beri la o ceremonie și spune el a ajuns să fie văzut drept un sacrificiu. Ne-am dus să dansăm, eu sunt ghidul și nu mi-amintesc. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este că credeam că sunt în patul meu și m-am ridicat să mă duc la baie și nu mai puteam să mă mișc. Și când am împins sicriul, am reușit în cele din urmă să ies. Am fost îngropat, a spus el presei locale. Tânărul a ieșit din sicriu și a cerut ajutor unei persoane din apropiere, iar apoi a fost dus la o secție de poliție. Alte rapoarte spun că a fost găsit rătăcindu-se în jurul El Alto, al doilea oraș ca mărime din Bolivia. El însuși a spus că ceremonia a avut loc într-un oraș de pe malul lacului Titicaca, la aproape 80 de kilometri de nord de El Alto. Alex, care l-a găsit rătăcind, a spus că Victor Hugo era acoperit cu ciment pe față și pe cap, ceea ce însemna că cei care au încercat să-l sacrifice ar fi încercat să-l îngroape sub ciment. O anchetă este în curs de desfășurare, notează Daily Star, relatează știri de Cluj.ro.